hai cu bună dimineața. Bă, ce să zic, a dormit foarte ok. Da. The best. Mă uitam pe hartă un pic. Și... aici, pe la Milano, îmi tot arată ăștia că e închis. Hai să vezi. Câte-o școală? Mamă, frate, 1014 ani, asta este, știi ce zic? Oare o mai ajunge toți bătrâni? Și dacă o mai ajunge, cum? Prin perfuzie, legați la perfuzie, o să fie ca o cameră din aia, știi? Un hangar din ăla mare, 586.000 de bătrâni, toți legați la perfuzie și zice unul, gata, nu mai trăiește nimeni, push the button. Bă, fii atent. Sunt pe aici, pe undeva. Aici, lângă Brescia. Și mă uitam aici că sunt ceva drumuri închise, vezi, pe Milano ăsta. Dar știi ce e tare? Că vezi că nu e aglomerat. No, dă-i pace. Că o mai vedea ce-a fi. Trebuie să închid ăsta. Roaming de date și roaming fără date. Dar ce facem, mă? Au, fiecare cu treaba lui, știi cum zic? Am băgat niște năniță. Am rămas tot aici. Nu mă deranja nimeni. Ăștia sunt tot acolo. Știu ce faci? Te v-ați trezit, mă? Vecine, te-ai trezit? O, umblă, mă, nimeni. Cine vrea cu să umblești, mă, la cap? O, bă, ți-am dormit bine aici, a fost totul ok, ăștia sunt aici. Nimă, trei erau din astea sau două? Nu mai știu câte dracuri au fost. Două erau sigur, ăsta al treilea a venit peste noapte. Cine știe. Ce, ești mă, dezastru, Valentin. Trebuie să așezăm ăștia, aici. Facem așa o reorganizare, știi cum zic? Fel de n-ai să crezi. Vreau așa. Ideea e că trebuie să ai în vedere un lucru, pentru că ziua nu poți să dormi. Pentru că e foarte cald, uite, deja e ora, câte ora aici? E 7:30. Deja pare a fi cald, știi? Trebuie să ai în vedere chestia asta, că ziua nu te poți odihni. De ce? Pentru că este și zgomot și este și foarte cald. Și în mașină nu prea poți să stai să dormi. De dormit poți să te bagi după 9:30, 10 la somn. Și să dormi până dimineață, 7, 8, chiar 9, zic. Dacă nu bate soarele pe mașină, știi? Eu că s-au trezit gogoșare ăștia, să-i vezi. Vezi? Merg fain la duș, sau unde recu merg, să mănânce un hamburger din ăla. Un hamburger cu macarone, vă rog. No, stai să pun ăsta undeva. Nu știu unde recu să-l pun. Da, că pun aici. Stai că mă inspectează ăsta acum.
Mătură, om, știi ce zic? Bă, nici la ei nu cred că este o chestie destul de... Îți dai seama că și ăsta, dacă ar fi avut o bubănuță, ar fi stat acasă, frate, și ar fi luat pensia lui. Hai că mai avem până la pensie. Hai să montez asta aici. Să las asta jos. Aici. Hai, mă, stai o dată. Nu ești chiar curat, frate. Opa! Opa! L-a făcut pe altul, Valentin. Gata, mă, l-am așezat într-un stil propriu și personal. O să las aia deschisă, mai ales acum vara, că e cald și poate te sufoci, doamne ferește. Ia să trage perdeaua asta. Nimă ce pan are ăla aici, nebun la cap. Cred că e vânător, mă. Cred că e vânător din ăla de Facebook, știi? Bă, ieși afară, mă, muscu. Sau căutați Pokémon? E, căutați Pokémon din aia? Unde dracu sunt? Aici, în Italia. Bă, ce joc tâmpit. Am mai citit, auzi. Am mai auzit una alta despre jocul ăla. Mi se pare ciudat rău. Îți dai seama cum e făcut sistemul ăsta, frate, că... Ne dau ăștia atât de lucru, băi, musco, ce tot vrei, serios, du-te de aici. Uite că îmi zgârii creierul. Bă, ne dau ăștia atât de lucru, încât ne țin mintea foarte ocupată și ne angrenează în tot felul de căcaturi, încât uităm să mai fim rec oameni, știi ce zic? Uite ce lanternă și-a luat Daniel. Ia fi atent. Ta-da! Și se lipește. Ta-da! Nu, așa. Bine, așa. Nimeni nu mai cum vrea iască. Stai tu, invers. Una peste alta, e bine să ai o lanternă din asta. Eu mai am una pe care o pun pe cap ca și cameră. Ca și camera. Și te ajută pentru că noaptea poate ai de descărcat, poate ai de lucru ceva. Sper să n-ai de lucru noaptea. Oi, că deja se face cald. Hai să tragem pirdelele. Hai de mult. Ăștia e descurcat bine. O să dăm și noi un start engine. Hai, lasă-ne. Ala, a intrat o muscă aici, mă, frate. Fii tot aia. Du-te tu de aici. La ce dracu vă uitați? Și la voi se muște și la mine. Am intrat aici. Că o duc în șosete, mă, că
de scolț nu conduc, știi? Că mi-e frică să nu transpire direct picioarele, să mă alunece pe pedale pe acolo. Zice că e amendă, că dacă te văd ăștia desculți, îți dă amendă. Mai ales în Italia, povestea cineva tot acolo, a scris ceva coment că 100 de euro o luat el sau un prieten de-a lui, nu știu. Terminați-mă cu prostiile. Bă, n-am primit nicio amendă de când conduc desculți. Și am condus și iarna, și vara, și primăvara. Hai, mă, te încarci? Păi cum vrei să încarci, mă, dacă n-ai pus la în priză? Ah, stai că-l pun acum. S-au aprins, mă, becurile. Bun. Se încarcă și ăsta. Bun. Să pornim GPS station asta. Spylo HD. Hai să crezi. Pam pam nam pam pam. Navi. Navi. A, s-au trezit și ăștia. Toată lumea. Oh, mă, totul e ok, n-ai să crezi. Mă, te-ai deschis. Bă, a intrat un musc aici, ești tu de aici. Asta că ești tu, mai încolo. Da, bun, zice că mai am vreo 600 de kilometri, dar nu e adevărat, e un GPS mincinos, vă zic de ce. Pentru că încă este setat pe drumurile cu taxă, iar în Franța merg pe drumurile fără taxă, adică o să-ți trebuiască să scot autostrada, știi? Și o să fie mai lung traseul. Punem ciocapicul ăsta aici. Vezi să nu pierzi ăsta, mă, frate, unde e? Uite-l aici. Dar de asta zic să ai locuri unde îți pui chestiile, să știi că de acolo le iei. Dacă nu e acolo, e bai. Nu știu ce se poate întâmpla dacă pierzi ăsta, am mai povestit despre chestia asta. Cred că poți plăti până la urmă, suni acolo, la ăia. Fii atent că-s vreo 5 acum intrate înăuntru. Bă, dar ești și sărani de afară. Mamă, ce multe sunteți, nu? Nu stați că vă aerisesc eu imediat acum. Ieșim pe autostradă, de acolo să vă las casca că ieșim pe autostradă. Ieșiți, mă, afară. Așa. Zice că dacă pierzi tichetul ăsta de la, ăla de la autostradă, de acolo, trebuie să suni acolo, la ei vine cineva, le zici pe unde ai intrat, plătești prin bancă, nu știu care e combinația exactă. Călin să fi trezit, mă, băieți. Nu știu de ce face Călin. O fi prea devreme să-l sun, să nu-l sun. Îl sun. Călin se trezește devreme, de pe la 4, 5, pe online. Buongiorno, monsieur, ce faci, monsieur? Ma che cosa fai, ombre? Oh, dar nu, că nu prea înțelege Valentin limbile astea. Nu prea limbile astea, dar stai italiană un pic, de seamănă cu româna, mă. Mai faină e româna. Acolo, da, poporul. Ce mă joc? Poporul, te-ai da. Da, m-am trezit acum vreo jumătate de oră. Și da. Mă iau să mă duc. Da. Ce faci? E bună, tot ceva, să unde ajung? Nu mai un pic să mă uit pe ăsta, traseu, privire generală. A, dă-mă undeva pe A4, poți, înainte de Milano, n-ai unde fi mai departe. Exact, acolo sunt, unde mi-ai zis tu că sunt, acolo sunt. Pe lângă Brest. Hai, lasă vrăjarea, zi! Nu, pe cuvântul meu, lângă Brescia sunt. Da, unde te-ai băgat la, unde ai băgat și motorina la A24 la Monte Aldo? Nu, no, nu, no, nu, no, e un peco destul de mare pe aici.
și cu parcare, cu asta, am stat lângă niște rulote aici. Dar ce, Total Erg sau ce? Nu, Ezo ești. Ai ești afară pe autostradă? Nu, 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 pe autostradă, Ezo din ăla, Ezo. Nu, păi am alimentat la Treviso și după aia am mai mers. Tu pe unde ai ajuns? Eu acum am intrat în Italia. Aha. Nu. Nu, eu am ajuns în acei graniță, n-am făcut pauză, am alimentat dimineața acum, și mai am încă și eu de lucru astăzi, încă vreo 5 ore, că mai multe nu pot pleca, că depășesc la alea 90 de ore. Am înțeles. În 2 săptămâni. Da. Păi mai de dimineață ne trezim, de dimineață și mai rămân continuare. Da. No, bine, Călin, drumuri faine. Ai fost, ai băut o cafea? Ai băut o cafea bună sau nu? Nu, că mi-am făcut de la mine, de aici. O să beau mai încolo, după ce mănânc. Da. Bun, Vali. No, bine, Călin. Drumuri bune. Bine, te salut, ai grijă, drum bun. Mulțumesc. Ciao. Pa. No, v-am zis că s-o trezi, Călin, de dimineață se trezește. Uite, flash-ul doarme. Bă, bine-i pe aici. Nu prea, ai pe aici. Ia uite-o. Man in Black. Nu e, mă. Chief Express. Pam, pararam, pam, pam. Hai să închidem geamul, că intrăm pe turbo acum. Așa. Și ăsta. Așa. Cred că n-am fost prea inspirat. Bada. Ce că într-o 100 de kilometri ne dăm mai încolo, mai spre stânga. Bine. Bă, ieși afară, e una pe la picioare, mă. Pardon. Curilota aia, vezi că ți se varsă ciorba. E fix ar penele. Temperatura 23 de grade, mesiuri, fii atent. Ce fain se vede aici, nebun. Mamă, fii atent acolo câte antene din alea, bă, dar nu se vede. Uite iar din astea. Vezi? Unul aici, unul aici, frate. Uite încă unul. Ei zic că ar fi pentru telefonie, pentru semnal la telefon. Dar eu nu cred, mă. Bă, îs mult prea multe, cel puțin pe teritoriul, pe Nemția, îs o grămadă de din astea, frate. O grămadă, multe sunt. Aproape fiecare parcare e câte o chestie din asta. Eu nu cred că sunt pentru telefoane, nu cred. Au alt scop chestiile astea. Bă, dar du-te bă afară odată. Ia-o și pe aia la altă și mergeți amândoi. Hai, dă-ți păi, intrați aici pe A4 ăsta și voi odată. Hai, frate, câte sunteți. Mai sfârșit. Stai acolo, o să vină căldura și o să te coci aici, o să vezi. Nu vine. Ieși! În sfârșit. Bă, eu nu cred că alea sunt pentru telefon, eu chiar nu cred. Trebuie cercetat un pic chestiile alea. Alea sigur sunt pentru altceva.
Adică știi cum e? Că ei vin și zic că... astea sunt pentru... habar n-am, o chestie, dar nu e adevărat, bă. Ideea e că tu trebuie să crezi că lucrurile sunt făcute benefic pentru tine, știi? Acum vă rog să mă scuzați, dar nu-i nimic făcut bine pentru noi. Da, da, da. Da, în sfârșit, trecem peste, lasă că, mai, uite încă unul acolo. Vezi? Asta e altfel, asta are cameră sus, adică chestia cu supravegheatul, servus, e ok, las-o acolo, nici nu ne mai bate în cap. Uite-l pe ăsta. Ce normal. Bă, sper să trec de Milano, de Torino, că mai m-am gândit. Având în vedere că este duminică, ăștia ori să vrea să vină acasă după aia, știi, și se aglomerează treaba. Și eu dacă trec de astea, poate să vină liniștiți cu toții. Și trecul de clădire mai e și aia mă acolo. La 900, da, acolo facem spre stânga, mă, mai sunt 300 până la Torino. Camera acolo, să vedem pe unde mergeți și ce faceți, nu de alta, că ne interesează. 50 când vrei, 130 când trebuie. Poliția stradale. Au și ăștia radare din alea pe... uite, iar din astea două aici, vezi? Chestii din alea. Încă două. Ce dracu rost avea să pui tu una lângă alta, nu înțeleg. La Lidl aici. Păi cred că să fier piftelele în el pe alea, frate. Și radiație foarte mare în sfârșit. Uite încă unul acolo. 3. Vezi? Bă, nu-mi spuneți bă mie că s-a alea pentru telefoane, frate, că nu vă cred. Bă, ce dracu, tu vezi câte sunt? Și au un cablu, deci dai seama, de aici îl consider a fi gros, mare. Ce trebuie mai atâta tensiune pentru chestiile alea, nu înțeleg. Bă, ideea că nu trebuie că, nu știu, vezi ceva și ți se spune că e pentru nu știu ce. Bă, dar cercetează-mă puțin, ia vezi adevărat ce zice asta sau ne minte. Știi cum zic? Nu mai lua așa totul de bine. Uite, n-ați vopsit ăsta, frate. Să vă aduc niște grunt. O perie de sârmă. Sau așa trebuie să fie, nu prea cred. Ikea.
Autogrill. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Hai, bă, să mai mărim puțin pasul acum, că fii atent cât a cingășit aici, frate. Ăsta pentru ce mai e? Pentru nave spațiale. Stai așa că ți-l arăt acum, e pe dreapta aici. L-a băgat după copaci și a crezut că nu-l vede Valentin, cu să nu-l vadă. Ia uite. Hă? E, e o stație meteo, zice, să știm noi când plouă să le spunem la persoanul și să nu mai zboare. Am înțeles, am înțeles. Fii atent, e plină parcarea, bă, băiatule. Este plină. Stai că ajungem pe partea aia, pe la tunelul, pe acolo, acolo e fain. Dar mai e până acolo vreo 400 de kilometri. Trebuie să lăsăm și pe ăsta să intre. Bă, oricum ăștia au un stil de condus italien, ăștia îi consider a fi destul de prăpădiți. Ia uite încă un din ăla acolo. Ce ai făcut, mă? În Germania, adică cel puțin în Nemții acolo, știi când e ăla pe banda aia acolo și dă, că o să vrea să intre, deja te-ai dat la o parte, că fiecare știe ce are de făcut, dar aici cu italieni ăștia nu prea e clară treaba, ăștia cu flash-uri, cu claxoane, zici că ești la noi. Aeroport, ți-am zis o că au aeroport aici și nebun. Bă, dar fai de cap. Lași 3 din alea și ești safety. Dacă ai lăsat 2 și mergi cu 198, nu e ok. Bun, mai povestim că mai am un strănut de nu mai pot.